Pe fotbaliștii de la FC Botoșani îi așteaptă un final de sezon regulat foarte greu, cu o miză destul de mare, accederea în play-off. Pentru a intra în formă, jucătorii roși albaștri au plecat în Turcia, la Antalya. Antrenorul Leo Grozavu spune că în lipsa unor vedete, echipa va trebui să compenseze prin muncă. Nu trebuie să uităm faptul că noi suntem o echipă mică, care nu avem valori individuale deosebite. Suntem o echipă care are un buget, știu eu, care nu poate să ne permită să aducem jucători de o valoare individuală fantastică. Doar grupul poate să răzbească și atunci e normal. Trebuie să muncim foarte mult, să putem alerga în teren, să ne dăruim, cum se spune. Și atunci sigur că vom face și rezultate. În Antalya, botoșenenii vor disputa și o serie de amicaluri cu echipe de primă ligă din Albania, Slovacia sau Rusia. Rezultatele în aceste meciuri nu sunt foarte importante, spune tehnicianul botoșenean. Rezultatele din amicale, sigur, avem niște partide care nu ne sunt indiferente, adică nici nu le vom trata cu indiferență, dar voi da posibilitatea, cel puțin la primele, să joace tuturor jucătorilor. Fiecare trebuie să demonstreze și să arate că merită să fie în lotul echipei. În Antalya, FC Botoșan va avea adversare din Rusia, Albania, Uzbekistan și Azerbaidjan. Cantonamentul se va termina pe 26 ianuarie.